Bună ziua, dragi prieteni din pești! Haideți să vedem la pești în dragoste între el și ea. Pești, ce se arată în luna iunie? În luna iunie, pentru pești, în dragoste între el și ea. Haideți să vedem. Nu am Facebook, să-mi scrieți pe numărul de telefon care vi-l las sub video. În prezent apare casa. Orică se mute în casă, orică sunt în casă, orică a fost la un drum și se întorc acasă. Ea are o problemă de sănătate sau moare cineva sau o moarte, da? Hai să vedem ce mai apare. Vești rele, vești despre o moarte din partea ei. La el apare un secret sau că vorbește sau lucrează cu un bărbat sau este tot timpul la serviciu. Tot timpul ocupat, tot timpul... așa. Ea, dacă are o problemă de sănătate, sau așa, dar se rezolvă. Nu arată rău. Uite, sentimente, dragoste are. Bucurii, va fi în relație. Relație va fi cu bucurie. El o vede pe ea ca pe familia lui. Ca pe familiar, da? Deci... eu nu văd rău. Nu văd niciun rău. Doar aici văd o moarte la ea. Trebuie să aveți grijă acolo. Dacă nu vi se potrivește, să ascultați semnul ascendent, lunar sau Venus. El este fidel, se gândește, are un șef, face multe discuții cu colegi sau afaceri sau... amândoi sunt în casă, visează, se iubesc, dragoste. Se mai amestecă cineva din familie, o femeie, dar cu noroc până la urmă, reușită, împlinire, împăcare, dragoste. Cam asta a fost, vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.